Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR, Cristian Pistol, a transmis luni că trei oferte au fost depuse pentru realizarea documentației tehnice necesare scoaterii la licitație a lucrărilor pentru modernizarea Transfăgărășanului DN7C. Potrivit sursei citate, cei trei ofertanți care concurează pentru acest contract de proiectare sunt Rutier Conex SRL, Specialist Consulting SRL și Total Business Land SRL. Contractul prevede adoptarea unor soluții tehnice corespunzătoare pentru ca circulația să fie deschisă pe o perioadă cât mai lungă anului pe secțiunea dintre Piscul Negru și Cabana Bâlea Cascadă. Cristian Pistol mai arată că valoarea estimată a contractului finanțat prin programul Transport este de 10,14 milioane de lei fără TVA. Durata contractului de proiectare este de 12 luni, dintre care 9 luni pentru elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții. În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza ofertele și va desemna câștigătorul, transmite oficialul CNAIR. Proiectul modernizării va fi realizat pe mai multe tronsoane, astfel încât contractarea lucrărilor să se poată realiza eficient. Sunt contractate sau în curs de contractare mai multe lucrări de punere în siguranță a Transfăgărășanului pentru anumite sectoare pentru diminuarea riscului de blocare a căii de rulare ca urmare a căderilor de stânci și de pe versanți. A fost întocmită și aprobată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții. Pentru alt sector de drum a fost inițiată licitația pentru contractul de proiectare și execuție lucrări, de asemenea se află în derulare procedura pentru atribuirea contractului de execuție lucrări la obiectivul consolidare versanți DN7C. Pentru acest obiectiv, documentația tehnică, faza DALI și proiectul tehnic a fost finalizată, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și a fost obținută autorizația de construire.